arhitectură încep traiectoriile să se bifurce. Și la a patra tură, deja una zboară undeva în peisaj, iar celelalte două încep să meargă departe, departe, să iese din peisaj. Foarte neașteptat. Deci am o schimbare de regim de funcționare a acelui sistem, bruscă, aproape neașteptată. După care, în program, puteam să variez fie viteză, fie masă, masa planetelor. Presupune că sunt planete și că fac o singură chestie. Fac o lansare de rachetă puternică în spațiu, ceea ce îmi perturbă cu toate bombele atomice de pe Pământ. Ca să spun așa, o propulsă. Am energia aia. Și chestia asta face o minte. E la originea lucrului ăsta. Ceea ce perturbă viteza inițială a uneia dintre ele. Pe o mică perturbație se vedea cum după, tot cam după 3, dacă era mică perturbația, cicluri apărea balamucul, ca să-i spunem așa, însă se ducea cu tot o altă parte. Cu tot o altă stil. Era un exemplu care îmi arăta ce înseamnă un context de sensibilitate la condițiile de moment. Deci o conjunctură cu... Pentru că nu în orice conjunctură. Avea și modelarea Jupiter-Soare-Pământ. Ăsta e un sistem destul de stabil, îl schimb destul masele și vitezele și el stă stabil. S-a selectat cumva câte ciocnire au avut loc și câți asteroidii s-au ciocnit în situații instabile până când s-a filtrat configurația asta stabilă, e o istorie lungă. Dar sunt sisteme care trec prin asemenea momente în care o mică perturbație poate să schimbe destinul. Sunt momente de bifurcație, de răscruce în viață, ca să spunem așa. Dacă eu întreprind atunci și știu cum, pe situații de astea, voi ști să obțin rezultate mari cu eforturi și cu investiții destul de mici. Dacă am apucat să intru pe o dependență de cale nedorită, că am discutat conceptul data trecută, voi face eforturi mari să ies, să dezinvestesc din calea pe care eu am intrat. Pentru un întreprinzător și chiar cel economic, politic, cum vreți, este foarte important ca în atlasul lui de exemple și exemplificări de concepte ale științei complexității să apară bifurcația, sensibilitatea la condițiile inițiale, astfel încât să înceapă să opereze și cu ce ar fi dacă din tema asta. El nu are cum să opereze cu ce ar fi dacă din unghiul ăsta de vedere, dacă nu a trăit o experiență pe calea asta. Bun. Revin acum la... Deci, ce se profilează? Mintea nu trebuie să intervină cu energii foarte mari în starea materială a creierului. E suficient să facă atunci când trebuie, unde trebuie, o fluctuație extrem de mică pentru a schimba regimul de funcționare de pe o rută pe altă rută. În rest, totul decurge conform legilor fizicii, așa cum decurg lucrurile pe calculator, deci automat. Numai schimbări de regim ale acestui automat sunt date de către minte. Deci cine caută ca proprietatea minții care intervine în materie forțe mari, direct implicate, efecte vizibile cu ochiul liber, caută cam degeaba. Pentru că economic este ca sistemul biologic să stea pe o muchie de asta în care poate intra ușor pe alte rute, de să se păstreze pe muchia haosului, cu
spunem noi, pentru ca de pe muchia asta să aibă libertatea de a alege între diferite regimuri automate cu care se poate desfășura. Am să sar, dacă sunteți interesați, în primăvară aș putea să prezint mai pe larg problema asta a lui stat. Atât vreau să vă spun că un mod de a vedea ciudățenia asta a mecanicii cuantice, un pas din care se poate pleca, e următorul. Vă închipuiți o baltă tulbure, în care n-ai șansa să vezi un pește circulă. Și ești pe scară. Ai o singură undiță, un singur câmp. Asta e. Tu vei putea să dai la un răpitor cu o anumită momeală, la un fitofag cu altă momeală. Nu vei avea niciodată posibilitatea să pui, așa facem jocul, ambele momeli în ac, ca să arunce în baltă. Nu va trebui să alegi fie aia, fie aia. Asta e situația de complementaritate din fizica cuantică, în care nu pot să fac aranjamentul experimental, să văd și impulsul și nu mă lasă condițiile fizice și poziția. Da? Mai mult, să spunem că am ales un fitofag. Deci am ales o momeală care stă așa în apă, e o bucată de mămăligă, nu dau la știu că... Asta alegerea a făcut-o din interesele mele. Deci nu e o fapt fizic. Nu are ce căuta cuantica. Se explice de ce am preferat eu să pescuiesc un crab chinezesc și nu o știu. Deci ăsta e un proces pur mental. Procesul ăsta intervine însă în destinul bărții, dacă vreți, în care eu nu pot, dacă n-am nicio altfel de experiență să fi văzut vreodată pești prin alt experiment, prin altceva, eu nu voi putea spune niciodată că există pești în apă. Ar fi la concurență cu cealaltă teorie, care spune, nu, peștii sunt niște chestii dizolvate și se cristalizează cârlic. În clipa care s-a cristalizat în cârlic, ai spus peștele, e efectul de măsurătoare. Deci, balta noastră cuantică e de tipul ăsta. Iar cunoștințele despre unde locurile care mușcă mai mult, mai puțin un pește, se numesc undă de probabilitate. E, pe o poveste de asta cu pescarul se pot introduce foarte multe elemente, fără prea multă matematică, fără prea mulți operatori, foarte multe elemente din logica și gândirea din specifică mecanicii cuantice. Și pe calea asta se pot pune mai departe problemele astea a raportului minte-corp, minte... Aici ne interesează însă un lucru din cele două, din exemplele anterioare, un lucru esențial. Interacțiunea asta minte-materie e capabilă să ridice efecte cuantice de la scară microscopică până la scară macroscopică. Când v-am dat exemplul de mutarea acestei sticle, da? Am ridicat până la scară un aspect comportamental specific lumii cuantice. Da? Asta constituie pilde pentru construcția unui alt mod de a forma cultura antreprenorială. Pentru că asta mă interesează în cercetările mele cu Aron în mod deosebit. Cum facem să construim cadre adecvate pentru a crea o cultură antreprenorială, a o cultiva. În sensul de a cultiva lucrurile. Pentru că dacă învățarea experiențială, tu ai nevoie să pregătești mediul experiențial, nu atât programa și vorbele profesorii. Ci mediul cel mai adecvat pentru nașterea expertizei respective. Câte o parte se Asta ținea tot de stat. Nu avem timp.
În primăvară, de ce aș putea să țin pe tema asta? De ce ar și stat se limitează numai la problema asta minte-creier, să arate că e posibil din mecanica cuantică și că însăși mecanica cuantică nu poate fi înțeleasă mai adânc dacă nu se admite această interacțiune, dar nu se duce la procesul ăla zero, în care întrebarea ce caut, de ce aș întreprinde, de ce mintea ar face efortul ăsta să intervină? Unde-i scopul? Și aici revin la Georgescu Răge, care atrage atenția asupra două lucruri din știința economiei. Două mari accidente de gândire. Unul dintre ele este că, deși științele economice sunt învădită contradicție cu fizica, totuși continuăm să le aplicăm politic ca pe chestii mai valabile decât fizica unor. Asta nu are cum să nu conducă la un impas. Și impasul se vede. Consumăm deja mai mult decât poate să dea planeta. Și continuăm să luăm aceleași decizii pe teoria creșterii, care nu ține seama de niciun fel că resursele sunt limitate. Deci teoria creșterii nu are cum să evite intrarea într-un impas, dar impasul ăla va fi trăit pe pielea noastră. Asta e una. A doua, observată și de alții înainte, dar subliniată de Georgescu Răge foarte puternic, se referă la scopul științelor economice. La noema științei economice, ca să vorbim pe românește. Noema științei economice nu să gestioneze fluxul de materie și de muncă și de bani cât mai eficient între oameni. Aia e o condiție. Noema ei este legată de crearea condițiilor ca toate astea să conducă la bucuria omului de a trăi. Deci, din procesul mental, e cauza din procesul ăla mental a material. Dacă nu-i pus acolo țelul științelor economice și deduse obiectivele de circulație de materii din asta, se întâmplă o ciudată chestie și o să observați în multe discursuri politice. Permutarea între scop și mijloace. Deliberat. Uneori deliberat, altor din instinct, așa, din inerție. Nici nu s-a gândit vreodată că... Pe care este foarte important ca orice întreprindere să-și pună întrebarea fundamentală de la origine, care îi va da toată limpezimea, toată noima întregii arhitecturi pe care o pune în fapt, care e noima acestei întreprinderi pe care doresc eu să o fac? Apare un element în plus care se cheamă viziune. Asta trec. Chestia asta. Deci, până aici am adunat toate observațiile de până acum, din diferite domenii. Cuantică, Bejan, știința complexității, care duc către... care conturează ce ar trebui să fie o știință a întreprinderii. Și ce ar trebui să fie un program de formare ca întreprinzător în diferite domenii. În știință, în economie, întreprinzător social, întreprinzător economic, indiferent de loc. Întreprinzător cu propria viață, cu propria ta familie. Deci, odată ar trebui să privim lumea asta ca fiind stadiu după stadiu reproiectată, deci în permanentă inovare. Ar trebui
să operăm cu concepte de tip arhitectură-situație. Asta. Și ar trebui să vedem că tipul de învățare care are loc este un tip de învățare în buclă multiplă. Asta a fost descoperită în management și legat de management de către Chris Argyris și Donald Shen prin 1984, parcă a fost primul. Ceva prin anii 70, prima care a fost făcută, dar, mă rog, da? A apărut. De mult. Modelul lor era atât. Ăsta cu negru, figurat aici. Deci ce spune? Dom'le, o organizație funcționează pe baza unui plan de acțiuni. Care plan de acțiuni este decis de o guvernanță a acestei organizații. Cei care execută planul de acțiuni fac bucla pe efecte ca să țină efectele acțiunii în limitele proiectate prin planul de acțiuni și decise de către guvernanța acelei organizații. Pe a doua buclă, guvernanța se uită, ei spun mai la consecințe, în alte lucrări și la efecte, nu botează prea mult. Dar pe a doua buclă, guvernanța ține seama că apar consecințe în urma efectelor induse în mediu. Și aceste consecințe schimbă logica acțiunii. Drept care trebuie să vină cu replanificări de acțiune, restructurare ale planului de acțiune. Asta era modelul. E pe modelul extins, în care țin cont și de faptul că lumea, societatea, creier, e vorba de din corpuri, creiere, minți care acționează și injectează lucruri, schimbări irreversibile în domeniul ăsta. Astea și sunt entități care interacționează din